Bună ziua, bună ziua! Din nou, câteva vorbe interesante. Să vedem. Suntem în campanie electorală pentru Parlamentul European. Toată lumea se gândește. E, și? Haideți să ne gândim așa. Câte state membre sunt în Uniunea Europeană? E, și ne trebuie un parlament la Bruxelles. E, și făcut. Practic, lumea nu-și dă seama în momentul de față de amploarea acestei campanii electorale. Gândiți-vă așa. Statele Unite. Dita mai teritoriu, de la Pacific la Atlantic și invers. Cu dita mai Tarlaua, mare cât casa. Rusia, la fel. China, la fel. Dar gândiți-vă așa. Pe 26 mai vom merge la vot. Europarlament. Pentru parlamentare sau pentru Europa parlamentară. Ceva de genul. Se dau legi europene. Ei, și sunt în Spania, Franța, Italia, Germania, Olanda, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, România, Bulgaria, Polonia, Portugalia. E, și fiecare cu legea lui, nu? E, na, că au făcut Parlamentul European. Marea Britanie care vrea Brexit. Și acum s-a gândit un pic. Parcă aș mai sta un pic. Păi ce, să n-auzi un Parlament European? Bloody hell! Bloody hell! Și mai gândește-te așa, ce Uniunea Europeană, sau ce zonă, ce a Europei, a Pământului, are și Parlament, are și vot, și parlamentari în nume. Bătrâna Europa, că e sucită, e cu fundul în sus. Și mergem cu toții la vot. Îți dai seama, pe 26 mai, în toate țările în care sunt incluse Uniunea Europeană, vor fi alegeri. Deci toată lumea va face campanie electorală. Poliție politică. Politică. Toată lumea. Da? După care, unii vor sta. Ați venit la vot? Da. Dați-mi cartea de alegător. Alții vor sta la rând să voteze. Ați venit la vot? Da, am venit la vot. După care, la numărătoare. Și apoi, la sfârșit, vor da niște legi. Și ne-a dat o europeană. O normă de pe onoare nu se mai cheamă Euro 5, se cheamă Euro 6, mâine se cheamă Euro 7. Și ne-a dat o notare la Europeana, nu știu care, că a făcut o lege perfectă, că a făcut nu știu ce, că a făcut nu știu cum, a mai dat în colegii, după care, știți, la noi am făcut un mic referendum. Că sunt prea mulți europarlamentari, că sunt parlamentari. Și la deputați, și la senatori, adică 600 și ceva, și e te pârți. Au rămas la fel. Nu trebuie să fie așa. Și banii, vedere, că îi plătesc românii. E te pârți. Știi, adică ceva de genul, știi, degetul acela.
Eu sunt parlamentar, deputat, deputat, senator, mă doare în... Aș zice eu ceva, dar-i de post. Da, da. Și bani? Bani pentru europeni. Spanie, Italia, Franța, Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, România, Bulgaria, Olanda, Belgia. Mai sunt? Îi mai numărăm. Și partide? Căcălău. Știi? Și se adună cu toți în Parlamentul European să ne reprezinte pentru țara respectivă. După care dau o lege europeană sau o adnotare sau ceva și ne cacănează pe toți. Americani. Doamne, măiculița Domnului, ăștia sunt tâmpiți. La ruși și în partea cealaltă nu se poate. Noi conducem, de nu vreți cu noi, vă căsăpim. Sau vă bombardăm, sau vă anexăm. A chinezi? E de pe vremea URSS-ului cu influențe democratice. Ce-a mai rămas prin Asia? India, nu. Pakistanul, nu. Bangladesh, nu. Coreea s-a împărțit în două. Democrați și comuniști. Japonezii întotdeauna au fost regaliști. Așa. Africanii, dă Doamne să fie ploaie, să crească greu cât casa. Și să strângem diamante din mină și alte cele. Nordul Americii. Sau America. America de Nord. Canada, la fel. Doamne, măiculița Domnului, ăștia nu sunt sănătoși. Sudul Americii. Sau America de Sud. La fel. Ia. Cine-i cea mai tare în europeană? E unică în lume. Voturi, bani, parlamentari, legi și degete în mijloci. La Arab, nu mai zic. Ba e Taliban, ba e ISIS, ba e Afganistan, ba e Irak, ba e libanez, ba e pakistanez sau mai știu eu ce, turc sau altceva. Iată. A dracu în Europeană. Tocătoarea mea de bani, în care îmi dă în fiecare zi o lege nouă sau o adnotare la legea veche că norma de poluare Euro 2 e mutată în 3, 3 în 4, 4 în 5, 5 în 6, 6 în 7, parcă mai ceva ca la table, poartă în casă. Să n-aud la Brexit. Să n-auzi în Uniunea Europeană. Bloody hell, și noastră, ce? Parcă ar mai sta un pic. Vrea Brexit, dar cu negociere să mai stea un pic. Adică atașat. Atașatul Mării Britanii sau Marii Britanii, la Uniunea Europeană. Bloody hell! Mâine pe mâine și al Rusiei și al statelor americane. Că na. Au vrut Brexit. Bloody hell! Până ne trezim nițel, se face ora de ceai. Dacă nu s-a și făcut.